Domnișoară, dumneavoastră de când îl reprezentați pe duminică în instanță? Domnișoară avocat, nu vreți să vorbiți cu oamenii? Nu sunteți plătite din bani publici să apărați oamenii? De ce nu intrați la el în penitenciar să vă documentați? Sau în asta constă pregătirea dumneavoastră de proces? Citiți materialele. Pe când s-a amânat procesul? Domnișoară, nu puteți vorbi? Păi am văzut și el spune că n-ați comunicat cu el deloc. Vă vede prima dată. Așa trebuie să facă avocat? Să vină numai în instanță? O să vă duceți la el până pe 3 martie sau când e următoarea ședință?